Pues que, pues, cum, dar numele de trei ori pe zi, că, da, și cum, greșești, cum să-i, m-am luat și eu după el, așa că dragă vedinea parăschivă, m-am luat și eu, și gurău, s-a luat după el, a ajuns el în grotă. A, s-a luat și el ca oaia, după ceilalți. Ca oaia, după ceilalți. Mai frate, mai nici ne distractivă. Da, stai puțin, dar de ce să nu râdem de... Dar grota e tristă. Lasă, tristeța o studiem. Zâmbind. Da. Nu, dar nu o să fac acum depresie. Ce vrei, să mă deprim citind cartea ta? Nu, nu, eu nu vreau să fiu deprimată citind cărți de literatură. Bun, s-a luat și gurău acesta după ceilalți. Dragul meu autor, eu am punctul meu de vedere, nu ți-l zic acum. Spune-mi, te rog frumos, s-a dumirit gurău ăsta, ce-i cu grota aceea și cu... Zăluceia. Da, în cele din urmă se dumirește. Mi-ar fi plăcut dacă aș fi vrut să citesc, dar nu știu dacă mi-am pus un semn aici la un capitol, câteva cuvinte despre... Păi eu te aștept, că eu vorbesc eu până îți găsești tu. Bine? Da. Până îți găsești tu rândurile, da? Da, să văd că e ceva foarte interesant. Nu, eu zic că e șocant. Tu ești modestă. În seara asta te-a apucat modestia. Și nu văd de ce. Mai bine n-ai spune de niciun fel că e cartea ta, că sunt rândurile tale. Lasă-mă pe mine că spun eu foarte limpede și foarte cinstit. Sunt șocante elementele din grota. Și lănțuirea lor este șocantă. Incipitul și finalitatea lor este la fel de șocantă. Doctorul spune că vorbim de lucruri triste. Eu spun că vorbim despre niște lucruri grotești, tragicomice, mizerabile și mizeria să fie la alții, că eu nu consimt nici să intru, nici să ies din grotă. Chiar dacă prin naștere mi s-a dat și mie o parte, o celulă, într-o grotă oficială, încerc să fac exact ce a spus autorul acestei cărți. Să străbat pereții grotei cu gândul. Această libertate o am. Fizic pot fi înțepenită, priponită într-o grotă și în viața de toate zilele mă simt în grotă. Gândurile încă nu mi le-a oprit nimeni. Trec prin garduri, prin pereți și prin cerul. Și prin piatră. Și prin piatră. Cerul de piatră. Cerul de piatră. Mi-a fost teamă să nu greșesc. Expresie. Ai găsit ce căutai? Nu, am găsit altceva. Altceva. Hai să fii altceva mai interesant. Nu mai zice cum e mai. Propui și zic eu cum e. Da. Dacă e interesant, spun eu. Dacă este, nu e interesant, să știi că o spun. Da. Bun. Pot să-mi pun fruntea pe genunchii tăi? Așa. Spuse băiatul, sprijinindu-și ceafa de targă și detașând capul de gât cu sfială. Cu mare plăcere a răspuns fata, simțind căldura respirației capului, încălzindu-i genunchii. Să-mi pun cercelul, ca să se știe că este capul meu. Și scoțând din buzunarul de la pieptul cămășii un cercel de aur, îl montă la urechea stângă. Ce frumos este, exclamă Mioara, fata lui Nenea Gheorghe, sărutându-i cercelul. Apoi începu să plângă. Lacrimile picurau pe fruntea capului desprins de restul trupului, aflat acolo pe targa de sârmă împletită ca o plasă. Iese murdar, îmi pare rău, spuse băiatul, în timp ce fata îi ștergea obrajii de sânge și viermi. Atunci când m-au aruncat pe cala ferată, nu au ales bine locul. Păcat, îmi pare atât de rău. Dar este frumos cercelul tău, mai spuse fata, Mioara lui Nenea Gheorghe. Între timp, lacrimile care curgeau spălau obrajii băiatului cu râvnă. Cât timp stai pe genunchii mei, poți să-mi povestesc cum ai ajuns aici. Desigur, cât timp voi sta pe genunchii tăi, o să-ți povestesc câte ceva.
Fata curăța de jor capul băiatului, în vreme ce restul trupului zăcea în continuare pe targă. Alături, dar pe ciment, mai erau câteva cadavre. Eroi ai muncii socialiste, spuse capul băiatului, înțelegând nedumerirea fetei. Apoi, în completare, căzus la datorie. Fata plângea încet, din când în când săruta fruntea capului de pe genunchi și să-i rotul și șoptea. Povestește, povestește, te rog, cum ai ajuns aici? O secundă. Sunt paragrafe și pagini din acestea în grota și refuz să spun că sunt triste. Tristă poate este o floare care se ofilește. Tristă este imaginea unui copac care se pleacă. Tristă este o despărțire în gară a două ființe dragi. Pagina pe care ai citit-o, cu foarte mult curaj, nu credeam că o să ai temeritate acestei lecturi, lecturii pe această pagină. Este o pagină de un tragism zvâlțitor și de o măreție, de o frumusețe care transcede realitatea. Repet, un trup într-o targă, cu un cap desprins și acel căpșor rezemat pe genunchii unei fete. Păi, acesta, dragul meu, prieten, partener, Mihai Gana, acesta e Nicușor și e momentul să spui de cu excepția dialogului, totul este adevărat. Capul a existat, trupul a existat, trupul decapitat, targa de fier a existat, cadavre de soldați, vreo 30, în morga spitalului Grecescu din turnul Severin a existat, sunt eroi căzuți la datorie din unitățile forțelor armate ale Republicii Socialiste de geniu, geniile care au căzut acolo, de la drumuri și poduri și căi ferate, accidente de muncă, fiindcă colosul hidroelectric, porțile de fer 2, porțile de fer 1, de la Gura Văii, turnul Severin, s-a construit și cu pierderi de vieți omenești considerabile, așa, și a existat. A existat și Marioara, poate mai există și acum undeva o bătrânică cu acest nume, care a ținut capul pe genunchi. A existat și Nicușor, fratele meu, la 21 de ani neîmpliniți, așa. A existat și poate mai există și miliția din Baia Mare care l-a arestat. A existat și capitanul Pop și procurorul Petruț, care au avut grijă să se întâmple ce s-a întâmplat. Pentru că așa pățeau cei care, știu eu, nu se integrau acolo, la porțile de fier, într-o, știu eu, disciplină oarecare, într-un sistem oarecare, undeva, cândva, o viață așa s-a pierdut și i-am fost marcat toată viața de lucrul acesta. Abia acum îmi dau seama cam ce s-a întâmplat. Și din dosarul pe care tu ai avut cu grijă, ai muncit pe el 4 ani de zile, l-ai studiat și l-ai cum să spun, zic eu, făcut digerabil, așa pentru cititori, am aflat și cum a murit.
altă variantă, varianta adevărată a securității a statului român, adică asasinat de persoane necunoscute. Nu prea erau necunoscuți cei care l-au arestat. Bun. Revenim la carte. Deci el apare și în grotă. Știu că apare în grotă, dar vreau să spun un lucru. Când un autor are puterea să-și extrapoleze propria biografie și să nu facă din asta o simplă relatare care în lectura oamenilor grăbiți, adică poate și eu, să devină un fapt divers, cred că după ce citești despre căpșorul rezemat în pola unei fete și zicând tale lui, tale tinereții, valuri poate, într-o relație de opulitate sfârșietoare cu o fată, poate Marioara, poate altcineva, tragismul acestei pagini, dacă numai lucrul acesta ar fi în grotă și ar fi extrem de onorant, nu numai pentru tine, ci pentru toată speța scriitoricească, speța care își caută adevăruri nobile, adevăruri cinstite, adevăruri tragice, pe care să le aducă la cunoștința cititorului într-o formulă sensibilă, verosimilă și de neuitat. Această pagină, doctor Gana, nu e de uitat. Niciodată, niciodată, niciodată. Și prin tine, nici Nicușor, nu e de uitat. Niciodată, niciodată, niciodată. Și revin la firul cărții, un fir narrativ princeps, un fir narrativ esențial, deci nu detalii, nu am spus că nu facem rezumate. Păi, până la urmă, gurau, dă să iasă din grotă și se întoarce. Nu știu de ce iese, nu știu de ce se întoarce, dar în ce timp se află gurau? Cum a intrat și cum se întoarce? Vârsta. Gurău este unul dintre puținii care nu și-a pierdut umbra în totalitate. Pentru că odată intrați în grotă, oamenii își pierdeau umbra. Ei defilau prin fața unor aparate care îi evaluau. Și îi evaluau pe două criterii, așa, empatie, așa, simpatie, empatie, pe criteriile astea, două, da. Și îi făceau abs sau naps, iar cei care nu treceau examenul respectiv, de ei se ocupau niște personaje speciale, care îi trecea și pe ei după o perioadă mai scurtă de instrucție și așa, și în final ei nu mai doreau să se întoarcă. Deci își pierdeau amintirile odată cu umbra și își pierdeau amintirile. Și Gurău, care este solicitat la un moment dat să lucreze tot în cercetare la Zăluci, așa, el profită de laboratoarele care le avea la dispoziție și așa mai departe și începe să facă un vaccin. Da, dar sunt laboratoare sub semnul secere și ciocanului. Adică o știință, fie și în laboratoare științifice, nu are niciun randament, nu are nicio ieșire și acum îmi permit să citesc
un paragraf final din cartea ta, ca să vedem ce e cu gurău. Gurău, alter pars din tine, se poate. Grota nu poate fi mai mult decât un tanatoriu de umbre și de semne. Urău privi în față. Licărea acolo un ochi de fântână. Clară și limpede era apa aceea. Veninul își făcuse efectul. Era acolo un bătrân, mult adus de spate, cu un chip brăzdat de cicatrici alungite și sinuoase, mărginite de cute și șanțuri, accentuate din loc în loc de ochiuri circulare, spiraliforme, în jurul unor axe centrale imaginare. Un bătrân centenar, și așa adăuga eu. Da, un bătrân centenar care a avut curajul și voința să nu-și pierde umbră. Și pentru asta... Și amintirile. Dacă nu și-a pierdut umbră, sigur că nu și-a pierdut amintirile și amintirile... Dă voie să adaug ceva. Adaug, cu dragă inimă. Am primit odată un mesaj scurt, așa, ca răspuns, știu eu, la un poem de-al meu. Așa. Îl știi și tu, care m-a făcut să mă întrerup o vizită în Budapesta. Așa. Ca să termin repede. Și n-am să uit niciodată acea propoziție care m-a făcut să exclam așa odată, să-ți spun ție, să-ți spun, dragă Virginia, cred că am luat premiul Nobel pentru literatură. O familie din Israel mi-a scris o propoziție pe Facebook. Domnule doctor, vă mulțumim în numele poporului evreu. Da, să spune și de ce ți s-a adus mulțumit. Ai imaginat poemul Cimitirul Apelor, plecând de la ghetuțele de metal, monumentul de metal din spatele Parlamentului, ghetuțe, pantofi și cismulițe și botine ale evreilor aruncați peste apă în Dunăre și cărora naziștii le-au păstrat încălțările pe mal. Asta e Cimitirul Apelor, îmi pare rău că de aici are. Și concluzia mea, că aici am vrut să ajung. Apropo de uitare și de umbrele din Grota Zălucilor, obișnuiesc să zic uneori când mi se solicită niște păreri, când vor uita evreii de Holocaust, o să uit și eu de, atunci o să uit și eu de comunismul cenușiu românesc. Foarte frumos și eu consider o încheiere. O încheiere pilduitoare pentru toți. Îți mulțumesc, Virginia Paraschiv, că ai parcurs cu mine câteva secvențe și ai făcut câțiva pași în grotă și mi-am amintit de Virgiliu și de Dante. Deci, am fost o emisiune puțin în infern. Am fost în infern și am ieșit clinic sănătoși. Spor la scris, doctor Nane. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să binecuvânteze această comunitate maramureșană, această țară, Dumnezeu să binecuvânteze România și să binecuvânteze această planetă și să o apere, să o crotească de comunismul cenușiu periculos, nu numai pentru planetă, ci pentru toată galaxia. Să o ocrotească de seceră și ciocan. Mulțumesc! Și eu îți mulțumesc, Virginia.